Dublă dramatică în optimile de final ale cupei ETTU la tenis de masă între Etival Clairedontain din Franța, echipă la care evoluează jucătoarea din câmpul lung Camelia Iacu-Poștoacă, și Budaörsi Sport Club din Ungaria. Pe 14 ianuarie, în meciul tur desfășurat în Ungaria, Etival s-a impus la limită, scor 3-2, iar musceleanca a jucat două meciuri. L-a pierdut pe primul, dar a câștigat întâlnirea decisivă cu Timea Varga 3-2 și a dus astfel victoria echipei sale. La retur, Budaörsi și-a luat revanșa, câștigând în Franța cu același scor 3-2, iar pentru stabilirea echipei calificate a fost nevoie de multe calcule. A fost 5-5 scorul la meciuri, 19-19 la seturi, iar la puncte 345-340 în favoarea echipei franceze. Așadar, doar 5 puncte au făcut diferența. Camelia Iacu-Poștoacă a fost titulară, a jucat un singur meci, din care urmăriți aceste imagini, întâlnind-o din nou pe Timea Varga. Mușeleanca s-a impus încă o dată, scor 3-1 pe seturi, 11-7, 11-9, 6-11, 11-5. Allez, 9-5. On a deux points d'aller recoller au score là. Et attention, il y a Jenny Chao qui est déjà en train de s'échauffer derrière et on l'a dit hein, tout à l'heure. Hein. Ah bah, elle est prête à rentrer dans l'arène, ça. Même si elle n'est pas bien aujourd'hui, c'est une combattante et elle a beaucoup d'orgueil et le premier match l'a en travers. C'est bien joué. Super joué. 5 balles de match pour Camelia. Pour, si c'est les Hongroises qui mènent toujours 2-0. C'est transformé sur la première. Troisième rencontre remportée par l'Estivalienne qui survit dans ce huitième aller de la Coupe d'Europe ETTU. Ah, le public a bien compris qu'allait se passer quelque chose. În etapa precedentă a cupei ETTU, Etival a eliminat una dintre fostele echipe la care a evoluat Mușeleanca Priego din Spania, dublă în care Camelia a jucat două partide și pe ambele le-a câștigat. În această seară, Camelia Iacu-Poștoacă și Bernadette Soci, colegi la echipa națională a României, au avut meci direct în campionatul intern din Franța, însă cu amănunte vom reveni în jurnalul sportiv de mâine seară.